creștinii ortodoxi s-au aflat astăzi în ultima zi a anului bisericesc. Noul an va începe mâine, 1 septembrie. În toată Patriarhia Română vor fi oficiate slujbe de mulțumire și se vor rosti rugăciuni pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze anul care urmează. Biserica Ortodoxă a preluat ziua de 1 septembrie ca zi de început a anului bisericesc din tradiția iudaică. Potrivit Sfintei Tradiții, această zi este cea în care Mântuitorul și-a început activitatea publică pe pământ. Într-un alt context, legat de ciclul agrar, septembrie este prima lună de toamnă, când se adună roadele și se mulțumește lui Dumnezeu pentru cele dăruite. Prima mare sărbătoare a anului bisericesc este nașterea Maicii Domnului, pomenită de creștinii ortodoxi la 8 septembrie. Și anul acesta, Biserica Sfântul Vasile cel Mare Victoria din Capitală organizează mai multe evenimente cu ocazia hramului închinat înălțării Sfintei Cruci. Momentul central al hramului Bisericii Bucureștene va fi procesiunea cu racla, ce adăpostește moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul de la Mănăstirea Nemțeană Văratec și cu racla cu un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Procesiunea va avea loc vineri, 13 septembrie. A doua zi, la sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Tabăra pe munte spre cruce desfășurată zilele acestea la Mănăstirea Caraiman se va încheia mâine. Timp de 7 zile, cei 30 de tineri din Arhiepiscopia Bucureștilor au participat la activități culturale și recreative. Programul taberei a mai cuprins drumeții și vizite la mănăstirile și obiectivele turistice de pe Valea Prahovei. Evenimentul a fost organizat de sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu Mănăstirea Caraiman. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2019 va avea loc la Craiova în perioada 5-8 septembrie. Ca și la edițiile anterioare, la eveniment și-au anunțat participarea peste 2500 de tineri ortodoxi din întreaga lume. Întâlnirea de anul acesta are ca moto: cu toții suntem un potir, credință, nădejde și dragoste. Mesajul pe care tinerii îl vor transmite se regăsește în sentimentul unității, fraternității, comuniunii și împreună lucrării spre un viitor mai bun, prin credință, nădejde și dragoste, menționează organizatorii pe site-ul dedicat evenimentului. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a ajuns la a 6-a ediție, cele anterioare au fost organizate la Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași și Sibiu. Astăzi a început cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Timp de 3 săptămâni, 2500 dintre cei mai valoroși muzicieni ai lumii vor concerta pe scenele din București, din țară și din străinătate. În acest an, Trinitas TV este broadcaster oficial al festivalului. Joi, în comuna Berniște, a avut loc deschiderea celei de-a 14-a tabere, ultima din acest an, organizată în Episcopia Caransebeșului prin proiectul intitulat Tabăra din inima satului. Deschiderea oficială a taberei a avut loc în biserica parohială, unde a fost săvârșită Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii voluntari prezenți. Până în data de 2 septembrie, 30 de copii și tineri proveniți din satele Berliște, Rusova Veche și Milcoveni vor participa la programul taberei, pe care tinerii voluntari proveniți din mai multe zone ale județului l-au pregătit. Programul va include, printre altele, atelierele de creație pentru viață, atelierele de dezvoltare personală și atelierele de formare duhovnicească. O echipă a Centrului de Boli Cardiovasculare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila a utilizat joi, în premieră națională, terapia de revascularizație miocardică prin unde de șoc extracorporale la un pacient în vârstă de 48 de ani. Pacientul care a beneficiat de această nouă metodă de tratament este în evidența specialiștilor secției cardiologie 1 pentru boală coronariană severă, leziuni tricoronare tratate inițial prin revascularizație percutantă și fără soluție chirurgicală. Astfel, cu ajutorul ecografiei tridimensionale și a unui software bazat pe soluții de inteligență artificială, medicul a evaluat în repaus atât parametrii de structură și funcție ai ventriculului stâng, cât și analiza deformării miocardice, punând în evidență diferențele regionale. Ulterior, prin ecografia de efort, repetarea analizei deformării miocardice a permis evaluarea cantitativă a suferinței ischemice a segmentelor miocardice, comparația cu datele de repaus indicând precis zonele cele mai afectate.
Parcurgerea acestui proces de evaluare a performanței cardiace a permis identificarea cu acuratețe a trei segmente aflate în suferință, la nivelul cărora s-a inițiat terapia de revascularizație miocardică prin unde de șoc extracorporale, administrându-se primele 900 de impulsuri. Prioritatea de circulație în actualul sens giratoriu de la ieșirea din aeroportul internațional Henri Coandă se va schimba de luni, urmând ca prioritate să aibă autovehiculele care părăsesc zona aeroportului, a anunțat ieri Compania Națională Aeroporturi București. Modificările fluxurilor rutiere de acces de la aeroportul internațional Henri Coandă au fost necesare în contextul demarării de către CFR-SA a lucrărilor pentru realizarea legăturii feroviare între aeroport și Gara de Nord. 22 septembrie a fost desemnată ziua fără autoturisme în București, timp de mai multe ore fiind interzisă circulația vehiculelor cu motor în anumite zone, conform unui proiect de hotărâre adoptat în ședința Consiliului General de marți. Între orele 9 și 17 se interzice circulația vehiculelor cu motor, vehiculelor electrice cu 2, 3 sau 4 roți în arealul Bulevardul Decebal de la strada Dristorului până la piața Alba Iulia, Bulevardul Unirii de la piața Alba Iulia până la piața Constituției, fără afectarea traficului pe Bulevardul Libertății, iar la intersecția cu strada Dristorului cu Bulevardul Decebal se va asigura traversarea acestuia, prevede proiectul de hotărâre. Sunt exceptate de la aceste dispoziții fiind autorizate să circule în regim normal ambulanțele, vehiculele echipajelor de intervenții de la SMURD, pompieri, poliție, jandarmerie, poliția locală, precum și ale altor instituții și servicii publice aflate în misiune. Vor mai putea circula cu condiția de a respecta o limită de 30 de km pe oră vehiculele de transport în comun, mijloace de transport alternativ, vehiculele serviciilor publice, vehiculele serviciilor de utilitate publică, persoanele cu mobilitate redusă sau cu handicap care au un permis. Spectacole din Franța, Rusia și Ungaria vor fi invitate la cea de-a 29-a ediție a Festivalului Național de Teatru, care va avea loc în capitală în perioada 18-27 octombrie. Pentru prima dată într-un festival, în același decor, două variante de spectacol teatral aparținând aceluiași creator, realizate pe scene diferite ale Europei la aproape un an distanță, două trupe diferite, același concept. Regizorul este Andrei Șerban, iar textul dramatic este celebrul Richard al III-lea de William Shakespeare, se arată într-un comunicat de presă transmis ieri de Uniter.